Concertul dirijat de Miseo Kang a început cu Coțofana Hoață, de Rossini, în aplauzele melomanilor. În programul evenimentului muzical, două artiste din Coreea de Sud au urcat pe scenă și au cântat la flaut și violoncel alături de orchestră. Iar spectatorii din sală au fost ochi și urechi la toate melodiile cântate de instrumentiști. Concertul s-a încheiat cu o piesă coreeană intitulată Arirang, un cântec popular cu rădăcini în Coreea de Sud. Impresionant pentru concertul din seara asta. Cântăm o piesă coreană, numele este Arirang. Yeah, you know, Arirang to become intangible cultural heritage on UNESCO. Filarmonica din Botoșani va colabora și în viitor cu dirijorul din Coreea de Sud. La anul, orchestra va merge și va cânta pe tărâmul maestrului Kang. După cum ați remarcat din cuvintele care le-a spus în timpul concertului, el este îndrăgostit de Botoșan și de ținutul ăsta din nordul Moldovei și cu el avem o relație specială și sperăm să se fructifice cu un masterclass, cu un turneu pentru la anul viitor. Miseo Kang este cunoscut ca un mare dirijor în Coreea de Sud. În timp, acesta a dirijat orchestre din România, Bulgaria, Cehia, dar și din Republica Moldova.